este cu adevărat deranjant, însă cu privire la proprietatea unor site-uri și desfășurarea activității, libertatea mass media, internet și multe, multe altele, noi putem să facem dezbateri de pline în plen. Este adevărat, există sancțiuni pentru deputați în general prevăzute potrivit regulamentului, dar și ele au o anumită procedură de aplicare, de examinare, de anchetă. De aceea sunt mai mult ca sigur că nu aș putea să vă dau acum, să vă dau curs unor astfel de propuneri, dar în calitate de deputat, mai ales cu o experiență foarte bogată, vă sugerez să folosiți toate pârghiile și instrumentele pe care le aveți la dispoziție, sesizând și autoritățile, instituțiile respective să ancheteze tot ce considerați dumneavoastră necesar să fie anchetat și, bineînțeles, dacă va fi o astfel de subiect care ar putea face obiectul unor audieri, ancheteri în plenul Parlamentului, cu siguranță se pot face. Domnul Reșetnikov, îi dau posibilitatea și dumneavoastră și după aceea o să reveniți, domnul State, dar totuși am preferat să procedem la ordine de zi precum a fost stabilită. Mulțumesc. Artur Reșetnikov, fracțiunea Partidului Comuniștilor. În continuare la ceea ce s-a expus colegul meu și aș vrea să fie fixat în stenogramă, pentru că este dreptul deputatului, conform statutului deputatului, noi credeam că cei care pretind a fi colegi din partea dreaptă vin ca la circ aici. Dar ceea ce s-a întâmplat astăzi demonstrează că deja este încălcată și legislația, în special codul penal. În acest context solicit din partea fracțiunii Partidului Comuniștilor, Procuraturii Generale, Serviciul de Informare și Securitate, Ministerului Afacerilor Interne, să investigheze articolul care a apărut recent și va fi probabil distrus acum, pe site-ul Actualități.md, care se numește Comuniste Pregalasovale za god veterana VSS. Codul penal expres interzice și privede răspundere penală pentru propagarea ideologiei fasciste, ceea ce fac socialiștii. În acest context, solicit de la Procuratura Generală, SIS-ul și Ministerul de Interne către următoarea ședință a Parlamentului plenară să vină cu informații despre etapele investigării acestei situații. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos, conform regulamentului și stenograma, bineînțeles, a înregistrat sesizarea dumneavoastră. O să-i anunțăm și pe cei vizați să-și depună toate eforturile pentru investigații și, bineînțeles, vor fi chemați în plen atunci când va fi de cuvință. Domnul State, aveți ceva de menționat cu referire la același subiect? Exact. La domnul State. Exact. Mulțumesc, domnul președinte. Deci eu am vrut încă o dată ca să reiterez părerea mea că urmează ca să fim cât se poate de serioși, fiindcă acest lucru, ceea ce s-a întâmplat, este o provocare la adresa Republicii Moldova, este o instigare la xenofobie și la fascism, demonstrat cu toată seriozitatea și cu toată dinadința de către socialiști. Și în acest sens, vreau încă o dată, domnul președinte, ca noi toți să conștientizăm ce s-a întâmplat. În condițiile când Partidul Comuniștilor a fost cel care a reconstruit și a renovat în totalitate memorialul celor căzuți în cel de-al doilea război mondial și marele război pentru apărarea patriei, memorialul Șerpeni, alte memoriale și construcții. Și deci noi credem că acest lucru s-a făcut conștient pentru a provoca societatea, nu numai pe noi și nu numai pe domnul Voronin ca președintele Partidului Comunist. Asta este o provocare la adresa societății și noi nu trebuie ca să tolerăm aceste lucruri. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Luând în considerare că am depășit deja puțin și normele regulamentului ce ține de procedură, domnul Ceban, dumneavoastră nu ați fost vizat, numai dacă aveți chestiune. Dumneavoastră, da, cum a spus și o să-mi permit să vă citesc, doamna Palehovici. Vă rog frumos, vă rog frumos, vă rog frumos. Doamna Greceanăi, dumneavoastră aveți toată posibilitatea acum
să aveți o intervenție din punct de vedere al fracțiunii Partidului Socialist. Dacă nu, haideți să procedem la ordinea de zi. Doamna Greceanu, vă rog frumos. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, hai să calmăm spiritele. Noi dacă să ne uităm pe toate site-urile și am să facem referire la toate informațiile care apar în mass media, și în ziare, și pe la televiziunile, și mai ales în diferite, cu extremisme. Stimați colegi, stimați colegi. Doamna Greceanu, da, permiteți-mi, doamna Greceanu, permiteți-mi, am înțeles. Da, ne calmăm spiritele, toți în mod constructiv, trecem la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi, dar, domnul Valeriu Munteanu, doar dacă aveți pe chestii de procedură, dacă nu aveți, nu aveți dreptul la replică, nu ați fost vizat, nu există absolut nimic. Exact, Valeriu Munteanu, fracțiunea Partidului Liberal, exact în aceeași măsură în care ați dat cuvântul deputaților comuniști care sunteți în coaliție. Nu exista nicio referință la ordine de zi. Reglările de conturi dintre PCRM și PSRM trebuie să aibă loc... microfonul domnului Valeriu Munteanu. Colegii comuniști au solicitat cuvântul în baza regulamentului, fiindcă au invocat unele chestiuni care au fost deranjante și au solicitat sancțiuni. Aveți aceeași dreptul și dumneavoastră. Trecem la ordine de zi. Vă rog frumos să examinăm proiectul de hotărâre pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate numărul 38 din 25 februarie 2015. Autor al proiectului este doamna Polski, înțeleg că domnul Deliu prezintă proiectul, la fel și în calitate de reprezentant a comisiei. Da, vă rog frumos, ca autor și ca președinte, ca reprezentant a comisiei pentru Comisii Juridice, Numiri și Imunități. Stimate domnule președinte, stimați deputați, nu o să dau citire proiectului hotărârii, deoarece el a fost repartizat deputaților. O să mă limitez doar la aducerea la cunoștință a raportului Comisiei în calitatea mea de vicepreședinte a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Deci raport la proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale președintelor și membrilor Comisiei Naționale de Integritate. Comisia Juridică Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelor și membrilor Comisiei Naționale de Integritate. Se propune următoarea componență. Sârbu Serghei, fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova, Angache Angel, cer scuze, fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vremea Igor, fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Casian Ion, fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal, Bolea Vasile, fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. În conformitate cu articolul 10, alineatul 4 din legea numărul 1264 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietăților persoanelor cu funcție de demnitate publică, declarației președintelui, vicepreședintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate sunt transmise în termen de 20 de zile de la primire spre control comisii speciale create de Parlament, fiind însoțite de extrasul autentificat din registrul de evidență a declarațiilor. În scopul reglementării situațiilor ce țin de tratarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese a președintelui, vicepreședintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate, Comisia Specială va dispune de competențe în temeiul articolului 9, alineatul 1, articolul 11 din legea numărul 16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul
conflictul de interese. Totodată, în temeiul articolului 33, alineatul 3 din legea pentru aprobarea regulamentului Parlamentului, la constituirea și activitatea comisiei speciale se vor aplica în mod corespunzător prevederile articolului 16-29. Astfel, plenul Parlamentului urmează, conform articolului 17, alineatul 3 din regulamentul Parlamentului, să aleagă cu votul majorității deputaților aleși președintele, vicepreședintele și secretarul acestei comisii. Drept urmare, cu votul unanim al membrilor prezenți, comisia a decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui, vicepreședintelor și membrilor Comisiei Naționale de Integritate. Vă mulțumesc frumos. Dacă sunt întrebări către domnul Deliu ca și unul dintre coautori și sau reprezentată coautorilor și reprezentată comisiei juridice. Domnul Deliu, o să vă întreb eu puțin, deoarece în contextul celor reprezentate, în proiectul de hotărâre nu se vorbește despre președinte, vicepreședinte și secretar. Eu am menționat în raportul comisiei că în conformitate cu sau în temeiul articolului 33 din legea pentru aprobarea regulamentului, deci la constituirea și activitatea comisiei speciale se vor aplica în mod corespunzător prevederile articolului 16-29, respectiv acum în ședință de plen trebuie de ales președintele, vicepreședintele și secretarul cu votul majorității deputaților aleși. Am înțeles. Domnul Lupu, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, Marian Lupu, Partidul Democrat. Nu aș veni cu o întrebare către un stimat domn raportor, ci în temeiul referințelor făcute la prevedere regulamentului Parlamentului, dacă colegii nu au alte propuneri. Fracțiunea Partidului Democrat l-a reînaintat pe domnul Sergiu Sârbu în calitatea de președinte a Comisiei, având și situația din precedentul Parlament, când un coleg de al nostru, tot din fracțiunea Partidului Democrat, a deținut această funcție și aș îndemna pe colegi să mergem rapid și cu propunerile prin poziția de vicepreședinte, secretar, lucruri care o să ne permită să votăm regulamentar acest document. Vă mulțumesc frumos, doamna Ivanov. Mulțumesc, domnule președinte. Fracțiunea Partidului Comuniștilor înaintează candidatura domnului Igor Vremea, deci la funcția de vicepreședinte a comisiei respective. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Alte propuneri, doamna Greceanu-i. Mulțumesc, domnule președinte. Fracțiunea Partidului Socialiștilor înaintează la funcție de la calitate de secretar a comisiei respective pe domnul Vasile Bolea. Vă mulțumesc frumos. Alte propuneri văd că nu sunt în sală. Atunci vom trece la exercițiul de vot. Vă mulțumesc frumos, domnul Deliu. Articolul 1 din acest proiect de hotărâre atunci va fi reformulat puțin. În afară de componența nominală, totodată vor fi menționate persoanele respective cu calitățile pe care le au ca și președinte, vicepreședinte și secretar. Și dați-mi voi să reiterez atunci propunerile care au fost făcute. Sârbu Serghei, pe lângă calitatea de membru, va fi și președinte acestei comisii. Domnul Vremea Igor, pe lângă calitatea de membru, va fi și vicepreședinte acestei comisii și domnul Bolea Vasile, pe lângă calitatea de membru, va fi și secretar a acestei comisii. Supun votului proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale Permanente de Control al declarațiilor privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate, numărul 38 din 25 februarie 2015. Proiectul de hotărâre trebuie aprobat cu majoritatea celor aleși. Vă rog frumos să votați. Cine este pentru? Numărătorii. Sectorul 1, 25. Sectorul 2, 40. Sectorul 3, 14. Cu 79 de voturi, hotărârea pentru constituirea acestei comisii a fost aprobată.
Următoarea chestiune pe ordine de zi numărul 6 este proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului, numărul 39 din 25 februarie 2015. Prezintă proiectul de hotărâre la fel domnul Diliu. Vă invităm la tribuna principală. Stimate domnule președinte, stimați deputați, voi proceda analogic ca și la prezentarea proiectului anterior. Vreau doar să menționez că în adresa Comisiei Juridice, Numiri și Imunități au parvenit procesele verbale de la fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova, fracțiunea Partidului Democrat și fracțiunea Partidului Liberal privind operarea unor modificări în componența comisiilor permanente a Parlamentului. Proiectul de lege de hotărâre a fost repartizat tuturor deputaților. Cu permisiunea dumneavoastră, am să dau citire raportul comisiei la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente a Parlamentului. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente a Parlamentului și comunică următoarele. În procesul examinării proiectului de hotărâre din partea fracțiunii Partidului Democrat din Moldova, în baza extrasului din procesul verbal numărul 7 din 27 februarie 2015, a parvenit propunerea de amendare a proiectului de hotărâre. Astfel, se propune expunerea acestora în textul hotărârii în următoare redacție. Domnul deputat Răducan Marcel, aparținând fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, se alege în funcție de vicepreședinte al Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, fiind revocat din calitatea de secretar al Comisiei Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice. Nu e mult. Domnul deputat Andronache Vladimir, aparținând fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, se alege în funcție de membru al Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Domnul deputat Molozea Nicolae, aparținând fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, se alege în funcție de secretar al Comisiei Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice. De asemenea, din partea fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova, a fost înaintat un amendament prin care se propune de a exclude ultimul aliniat din articolul 1, urmând să se pronunțe ulterior asupra acestei poziții. Drept urmare, cu votul unanim al membrilor prezenți, Comisia a decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule Deliu, și într-adevăr foarte bine că ați dat citire acestor amendamente pentru stenogramă, deoarece față de textul inițial sunt schimbări. Dacă nu sunt alte propuneri sau obiecții, supun votului proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului. Domnul Deliu, vă rugăm frumos să vă mulțumim frumos. Supun votului proiectul numărul 39 din 25 februarie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Vă rog frumos să dați rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 25. Sectorul 2, 39. Sectorul 3, 14. Cu 78 de voturi, proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului a fost aprobat. În continuare, trecem la subiectul numărul 7 de pe ordinea pe zi. Se referă la unele proiecte de acte legislative care și-au pierdut actualitatea. Și rog domnul Hotineanu să prezinte pierderea actualității la proiectul de hotărâre numărul 607 de 9 martie 2011. Da, de pe loc, de pe loc puteți, da. Domnul Hotineanu. Onorate domn președinte, stimați doamnelor și domni deputați, deci în Parlament de legislatura 19 a fost înregistrat proiectul de lege 607 privind instituirea
privind instituirea unei zile și așa numită Ziua Aviației și Cosmonauticii 12 aprilie. Autor, deputatul de atunci, Eduard Mușuc. În cadrul examinării proiectului a fost consultată opinia Guvernului și expus în avizul din 26 aprilie 2011, prin care se menționează că în Republica Moldova deja a fost instituită drept sărbătoare profesională Ziua Lucrătorilor Aviației Civile, sărbătorită anual la 19 septembrie. Și în acest context, deoarece proiectul de lege nu își mai regăsește actualitate, deci comisia a examinat și propune spre respingere acest proiect de lege din cadrul procesului legislativ. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc frumos. Dacă nu sunt alte întrebări, domnul Reidman. Da, спасибо. Уважаемые коллеги, 12 апреля – это событие не молдавское и даже не советское. Это событие мирового значения. Поэтому мне кажется, что актуальность этого события до сих пор не исчерпана. Тем более, что Республика Молдова, тогда Молдавская Советская Социалистическая Республика, если кто не знает, принимала активнейшее участие в программах, первых космических программах «Восток» и «Восход», начиная от изобретения и изготовления цангового карандаша, так сказать, специально для космонавтов, заканчивая продуктами питания в институте у госпожи Бантыш, извините, а также на приборостроительных предприятиях Молдавской Советской Социалистической Республики, которые участвовали в этих космических программах, и вполне заслуженно люди, которые это делали, могли бы отмечать такой праздник мирового значения. Спасибо. Стимате, дом депутат Олег Рейдман, мы не имеем такой профессии космонавт, în cadrul nomenclatorilor de profesie a Republicii Moldova. Poate și pentru cineva există, noi nu-l avem. Și e zi profesională și cei care au lucrat în cadrul acestui proiect cosmic al fostei Uniuni Sovietice, nimeni nu interzice să sărbătorească 12 aprilie și în memoria mea, la fel, eram elev în clasa a patra, când a zburat Yuri Gagarin în cosmos și am ieșit cu tot școala, nu știu dacă tu ții minte, eu țin minte acest lucru, dar ca zi profesională, eu cred că nu și are loc și este poziția și proiectul acest aviz al comisiei a fost votat unanim de toți membrii Comisiei Cultură, Știință, Educație, Mass Media, Tineret și Sport. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc frumos, domnul Valeriu Munteanu. Valeriu Munteanu, fracțiunea Partidului Liberal. Eu vreau să le spun colegilor de la PCRM, de majoritatea parlamentară, că Republica Moldova atunci s-a aflat sub ocupație sovietică, nu a fost dreptul nostru sau nu am ales noi să fim sub ocupație și nu încercați să perpetuați în continuare simbolistica acestei perioade. Мулцумеск. Domnul Рейдман, vreau frumos, ultimul intervenție. Я хотел бы просто уточнить, как предлагалось назвать этот день. Господин Хатиняну, как предполагалось называть этот день? Зива авиации и космонаутичи, 12 апреля. Зива авиации цивили УАВМ, 19 септембрия. И есть хотарыри де гуверн, и инклюса ин респектив. Доктор Рейдман. Поэтому ссылка на то, что у нас нет такой профессии, как космонавт, несущественна. Речь идет о дне космонавтики, то есть о всех тех людях, которые профессионально к этому имели отношение. Извините, могу похвастать, в том числе и я сам. Изготавливаю на заводе «Щетмаш» систему посадки «Буран». Значит, я хотел бы отметить просто, что дай Бог нам в состоянии независимости также участвовать в мировых процессах технического развития, как под оккупацией в кавычках.
Domnul Reitman, luând în considerare că acest proiect nu are autor, în primul rând, dacă considerați necesar oricând aveți posibilitatea să inițiați un alt proiect și să-l intitulați cum considerați și să-l motivați cum considerați necesar. Domnul Reitman. Этот проект в первом чтении был проголосован, вообще говоря. Если нужно, мы его к 12 апреля восстановим, перерегистрируем. И проект де хотерыре. Deci я не знаю, так неапарат а фос дежа в первой лектуре, странно ар фи. Deci, если considerați necesar, se apropie 12 апреля, puteți să mai faceți și alte inițiative. Proiect de lege următorul, domnul Ștefan Creangă, vă rog frumos să prezentați raportul pentru proiectul de lege numărul 1664 din 12 iulie 2012. Domnul președinte, stimați colegi, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat în contextul stenogramei ședinței din 02.11.2012, avizul permanent al comisiilor parlamentare și avizul guvernului, proiectul pentru lectura a doua și comunică următoarele. Comisia Mediu și Schimbări Climatice a propus respingerea proiectului de lege în cadrul plenului Parlamentului. Prin hotărârea Guvernului nr. 63 din 21 ianuarie 2013, Guvernul Republicii Moldova s-a expus negativ asupra inițiativei legislative a unui grup de deputați, argumentând că stabilirea cotei accizului pentru sigaretele cu filtru la 30 de lei pentru 1000 de bucăți plus 24% nu va asigura bugetul public național cu venituri prognozate necesare pentru perioada respectivă, adică este vorba de 2013. Comisia constată că pentru anul 2014 cota accizului la sigarete cu filtru a fost de 45 lei la 1000 de bucăți plus 24%. Țin să menționez că potrivit articolului 31 din Constituția Republicii Moldova, orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum și majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare, pot fi adoptate numai după ce sunt acceptate de guvern. Pornind la cele menționate și ținând cont de avizele comisiilor permanente și avizul negativ al Guvernului și având în vedere că acest proiect s-a pierdut actualitatea, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre respingere. Vă mulțumesc frumos. Întrebări văd că nu sunt. Iată de ce vă rog să prezentați raportul și pentru următorul proiect, numărul 56, care se referă la asigurarea obligatorie de răspundere civilă. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, Comisia Economiei, Buget și Finanță a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii 414 din 22 decembrie 2012 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse autovehicule, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și raportează următoare. Luând în considerație că prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament, normele propuse din acest proiect de lege au fost reflectate în legea 180 din data de 25.07.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Comisia Economiei, Buget și Finanță, în temeiul articolului 47 pentru aprobarea regulamentului Parlamentului, propune respingerea acestui de către Parlament. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc frumos, văd că întrebări nu sunt. În continuare, o rog pe doamna Oxana Dominte, președintea Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, să prezinte raportul pentru proiectul numărul 232 din 6 iunie 2013. Mulțumesc. Stimați colegi, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat la data de 13 februarie în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea articolului 124 al Codului Muncii, inițiativă legislativă a unui grup de deputați de legislatura 19. Proiectul de lege a fost aprobat în primă lectură de către plenul Parlamentului la data de 23 decembrie 2013. Însă la examinarea în plen a proiectului numărul 491 din 3 decembrie 2013 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, politică bugetar-fiscală, a fost înaintat un amendament similar cu conținutul prevederilor din proiectul de lege discutat, care a fost adoptat la 23 decembrie 2013 și promulgat printr-o lege la fel care datează această dată. Astfel, articolul 124 alineatul 1 al Codului Muncii are deja în vigoare conținutul propus în proiectul de lege numărul 232 din 6 iunie 2013. În temeiul celor expuse, membrii Comisiei propun respingerea proiectului de lege în baza pierderii actualității acestora.
Vă mulțumim frumos. La fel vă rog să prezentați și raportul pentru proiectul 1806 din 28 mai 2008. Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie a examinat în lectura a doua la data de 13 februarie 2015 proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, inițiativă legislativă a unui grup de deputați înregistrat la Secretariatul Parlamentului la data de 28 mai 2008. Proiectul de lege a fost examinat în primă lectură la data de 4 decembrie 2008. La fel, Comisia de Specialitate a examinat repetat proiectul de lege în lectura a doua la data de 28 ianuarie 2009, ținând cont de amendamentele propuse. Pe parcursul anilor din 2009 până în prezent, mai multe prevederi ale proiectului menționat au fost adoptate și incluse deja în circuitul legal al Republicii Moldova, iar alte prevederi și-au pierdut actualitatea. În temeiul celor expuse, membrii Comisiei cu vot unanim propun respingerea proiectului de lege în baza pierderii actualității acestuia. Vă mulțumesc, nu sunt întrebări. În final, o rog pe doamna Elena Bondarenko, președintea Comisiei Administrației Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, să ne prezinte raportul pentru proiectul 236 din 10 iunie 2013. Mersi, domnule președinte. Comisia Administrației Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice comunică că proiectul de lege pentru completarea articolului 14 aliniatul 2 din lege numărul 436 privind administrația publică locală a fost examinat și aprobat în primă lectură la 4 iulie 2013 în ședință plenară a Parlamentului de legislatură precedentă. Proiectul în cauză are ca scop completarea competențelor consiliilor locale cu atribuția de a decide asupra instituirii funcției de specialist pentru protecția drepturilor copilului în cadrul primăriei. În cadrul dezbaterii, proiectul prenotat pentru lectura a doua de către Comisia sesizată în fond în ședință din 25 februarie 2015 s-a menționat că legea privind administrația publică locală numărul 436 stabilește la articolul 29 aliniatul 1 litera B că primarul propune în condițiile legii organigramă și statele primăriei, iar potrivit articolului 14 aliniatul 2 litera L, Consiliul Local realizează competența de a aproba propunerea respectivă. Totodată s-a atenționat că hotărârea Guvernului cu privire la structură și statele de personal ale primăriilor satelor, comunilor, orașelor și municipiilor numărul 688 din 10 iunie 2003 a fost deja abrogată. Pe cale de consecință, propunerea legislativă supusă examinării este inutilă. Ținând cont de cele expuse, cu votul majorității membrilor, Comisia Administrația Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice propune Parlamentului respingerea proiectului de lege numărul 236 din 10 iunie 2013 pentru completarea articolului 14 aliniatul 2 din lege numărul 436 privind administrația publică locală. Vă mulțumim frumos. Nu sunt întrebări către președintele Comisiei. În baza regulamentului articolul 47 alineatul 15, ca o listă comună și în temeiul rapoartelor comisiilor de profil, propun să votăm respingerea proiectelor cu numărul 607 din 9 martie 2011, 1664 din 12 iulie 2012, numărul 56 din 11 februarie 2013, numărul 232 din 6 iunie 2013, numărul 1806 din 28 mai 2008 și în final 236 din 10 iunie 2013. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. În procedura de vot eram, proiectele au fost respinse în baza regulamentului a articolului 47 alineatul 15. Dacă sunt alte propuneri de procedură, dacă nu, doamna Dominti, vă rog frumos. Procedură, domn președinte, Parlamentul, nu am vrut să puneți fiecare proiect de lege la vot separat. Stimate doamna Dominti, articolul 47 alineatul 15 reglementează clar votul în baza unei liste comune. De aceea nu puteam să pun proiectele separate la vot. Vă mulțumesc frumos. Trecem la examinarea următorului subiect. Și acesta
este raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului de Republica Moldova pentru anul 2013. O să-l invit pe domnul Dinu Ciocan, președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, să prezinte acest raport. Mai mult ca atât, am să-l rog totodată să se refere și la cel de-al doilea raport din anul 2014, în așa fel încât să avem o consecutivitate și întreruperi cât mai mici. Cât timp aveți la dispoziție pentru ambele rapoarte? Stimat domnul președinte, cam 30-35 minute pentru ambele rapoarte. 30 de minute aveți până în 30 de minute aveți la dispoziție pentru a prezenta cele două rapoarte. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Înainte, stați puțin, înainte de a procede la prezentare, aș vrea să mă adresez plenului să decidem totodată în privința sesiunii de întrebări-răspunsuri. La fel ar trebui să avem repere în timp. O primă propunere fără întrebări în general. Și totuși în privința timpului. Până în 30 de minute este o propunere ca ulterior sesiunea de întrebări-răspunsuri să se refere. Cine este pentru termenul de 30 de minute? Vă rog frumos să votați. Propunerea de 30 de minute nu a fost acceptată, după cum văd. Atunci probabil se va procede potrivit regulamentului, câte întrebări, atâtea răspunsuri. Vă mulțumesc frumos, poftiți! Stimate domnule președinte, stimați deputați, onorată asistență, în timpul care mi este rezervat, mă voi referi la cele mai importante momente din activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în perioada anilor 2013-2014, precum și alte aspecte ce țin de dinamica dezvoltării și reglementării domeniului audiovizual din Republica Moldova. Anii 2013-2014 au fost pentru audiovizualul autohton o perioadă marcată de evenimente și fapte care s-au reflectat în deciziile și recomandările adoptate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în desfășurarea numeroaselor campanii sociale, a concursurilor și a seminarilor zonale. Pe parcursul perioadei de referință, Consiliul Coordonator Audiovizualului s-a întrunit în 66 de ședințe publice, în cadrul cărora au fost adoptate 426 de decizii, care au fost publicate pe pagina web a CCA și în monitorul oficial al Republicii Moldova. Cu referire la dinamica dezvoltării pieței audiovizuale, menționăm că la 1 ianuarie 2015 în Republica Moldova erau înregistrate 218 licențe audiovizuale, dintre acestea 72 de licențe de emisie pentru serviciile televizate și 58 de licențe pentru serviciile radiofonice, dintre care 35 de licențe pentru difuzarea serviciilor televizate prin etier, 10 licențe pentru studiouri televizate cu emisie prin satelit, 27 de licențe pentru studiouri televizate cu emisie prin cablu, 55 în domeniul difuzării serviciilor radio prin etier, 2 în domeniul difuzării serviciilor radio prin satelit și 1 în domeniul difuzării serviciilor radio prin fir. De asemenea, erau înregistrate 88 de deținători de autorizații de retransmisie, repartizate în felul următor: 81 în domeniul retransmisiei canalelor TV prin cablu, 3 în sistemul MMDS, 2 în sistemul de retransmisie prin satelit și 2 în sistemul de retransmisie GSM. Astfel, din totalul serviciilor audiovizuale existente pe teritoriul Republicii Moldova, 40% reprezintă distribuitori de servicii, 33% posturile de televiziune și 27% radiodifuziunea. În anul 2013 au fost eliberate 13 licențe de emisie fără concurs și 9 autorizații de retransmisie pentru 7 studiouri TV cu emisie prin cablu pentru următorul termen de activitate și 2 studiouri nou înființate. Din inițiativa titularilor au fost retrase 3 licențe de emisie și 9 autorizații de retransmisie, iar una a fost retrasă ca urmare a lipsei de activitate. Totodată, CCA a desfășurat 2 concursuri pentru utilizarea frecvenților radio și a canalelor TV disponibile și disponibilizate, la care au participat 13 solicitanți, iar în consecință 4 posturi de radio și un post de televiziune și-au extins raza de emisie. În anul 2014, Consiliul Coordonator Audiovizual a desfășurat 7 concursuri pentru utilizarea frecvenților radio și a canalelor TV, pentru 28 de frecvențe radio și 14 canale TV, iar ca rezultat au fost eliberate 5 noi licențe de emisie pentru 4 posturi de televiziune și un post de radio, iar 7 posturi de radio și-a extins raza de acoperire. Astfel, pe parcursul anilor de referință, în peisajul audiovizual autohton au apărut noi posturi TV care reflectă necesitățile informaționale, culturale, educaționale și de divertisment ale societății.
Categoriile tematice ale serviciilor de programe fiind diverse, printre ele regăsindu-se cele cu profil generalist, muzical, sportiv, economic și de divertisment, precum și cele destinate auditoriilor minorităților etnice. Așadar, pe piața audiovizuală au apărut 10 posturi TV și un post de radio, printre care un post de televiziune cu tematică economico-financiară, Moldavian Business Channel, o sursă informațională de referință din domeniul economic, postul de televiziune Moldova Sport, o altă sursă informațională din domeniul sportiv. Pentru promovarea și susținerea culturii etnicilor bulgari, CTA a susținut proiectul editorial propus de Statis TV SRL și a eliberat licență de emisie postului muzical distractiv Zona M, care își propunea realizarea emisiunilor în limba bulgară. De asemenea, au fost licențiate 4 posturi de televiziune cu profil generalist, Stil TV, TV Rain, ATV Kogyuk și Realitatea TV, precum și un post de televiziune cu tematică informativ-analitică care difuzează emisiuni jurnalistice colectate de la mai mulți producători locali, canal regional. Un post de televiziune cu tematică religioasă Tezaur TV, iar postul de televiziune A-Film și postul de radio Dialog FM au completat rândurile posturilor de divertisment. Respectând decizia Curții Europene a Drepturilor Omului din 15 octombrie 2013 pentru a pune în aplicare punctele 8, 9 și 10 ale acordului de soluționare amiabilă a cauzei Societatea Română de Televiziune împotriva Republicii Moldova, Consiliul Coordonator Audiovizualului, prin decizia numărul 174 din 15 noiembrie 2013, a dispus că începând cu 1 decembrie 2013, distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să includă cu titlu gratuit în oferta serviciilor de programe retransmise postul de televiziune TVR. Totodată, CCA a decis alocarea pentru postul de televiziune TVR a unui slot din multiplexul experimental pentru transmisie digitală terestră amplasat în municipiul Chișinău. Una dintre misiunile primordiale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului este protecția consumatorilor de programe. În vederea realizării acestei misiuni și atingerii obiectivelor ce vizează protecția consumatorilor, CCA și-a desfășurat activitățile de bază prin monitorizarea serviciilor de programe, examinarea sesizărilor de la petiționari și din oficiu, elaborarea deciziilor de reglementare, avizarea proiectelor și coparticiparea la elaborarea documentelor a planurilor de acțiuni pe componenta mass media audiovizuală, participarea la discuții și dezbateri publice în problemele de interes public pe domeniul de referință, desfășurarea și susținerea campaniilor de sensibilizare a consumatorilor, organizarea concursurilor în vederea susținerii producției audiovizuale autohtone. Pentru atingerea obiectivelor stabilite, CCA efectuează monitorizări din oficiu sau în baza sesizărilor. În total, în perioada de referință, au fost monitorizate 29.907 ore ale serviciilor de programe TV și 28.313 ore de emisie la posturile de radio. Bilanțul anilor 2013-2014 au atestat progrese în domeniul protecției copiilor. Constatăm faptul că radiodifuzorii manifestă mai multă preocupare atât pentru felul în care sunt reflectați copiii în emisiunile realizate, inclusiv în știri, cât și pentru ipostaza de copil consumator al produselor media. Considerăm că aceasta este și o consecință a aplicării celor două decizii de reglementare cu privire la protecția copiilor, numărul 98 și 99 din 19 iulie 2012, precum și impactul nemijlocit al legii numărul 30 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației adoptată de Parlament la 7 martie 2013, în vigoare din 5 iulie al acelui an. Astfel, comparativ cu anul 2012, în care au fost examinate 70 de sesizări cu privire la încălcarea drepturilor copilului, în 2013 au parvenit 6 sesizări, iar în 2014 doar 2. Conștienți de necesitatea de a conjuga eforturile tuturor structurilor în vederea garantării interesului superior al copilului și obligații în calitate de autoritate publică de a asigura condiții pentru ca în domeniul audiovizualului copiii să fie tratați cu respect și demnitate, să-și exercite dreptul de a-și exprima opiniile și ideile, CCA a colaborat cu Asociația Presiei Independente și UNICEF la desfășurarea unui proiect comun de monitorizare a principalilor buletine de știri ale posturilor de televiziune Moldova 1, Prime, ProTV Chișinău, TV7, Publica TV și Jurnal TV pentru o perioadă de 3 luni la capitolul respectării drepturilor copilului în conformitate cu legislația în vigoare și în special a legii cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației. Ca urmare a examinării rezultatelor monitorizării, CCA a atenționat radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova asupra respectării cu strictețe a legislației privind drepturile copilului și a formulat o serie de recomandări în acest sens.
De asemenea, conștienți de faptul că printre cele trei componente ale libertății de exprimare, așa cum sunt ele stipulate în articolul 10 al Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului, libertatea de opinie se bucură de o protecție aproape absolută, iar democrația nu poate exista fără pluralism, ceea ce supraveghează respectarea acestor valori în domeniul audiovizualului pe cele două dimensiuni cheie, a conținutului și a regimului proprietății. Referitor la pluralismul proprietății în domeniul audiovizualului, ceea ce asigură legalitatea întocmirii actelor titularilor de licență în conformitate cu articolul 66 al Codului Audiovizualului, iar informația este publicată pe pagina web a instituției. Totodată, CCA este interesată în ajustarea cadrului normativ cu privire la transparența proprietății în domeniul audiovizualului, astfel încât legea să-i oblige pe proprietari să-și declare beneficiarul final persoana fizică. După ce în anul 2012 CCA a înaintat guvernului câteva propuneri de modificare a codului audiovizualului la acest capitol, în 2013 membrii CCA au participat la dezbaterile publice și au susținut proiectul de lege privind amendarea codului audiovizualului pentru asigurarea transparenței proprietății mass-media elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent. În vederea asigurării pluralismului la nivelul conținutului mediatic, CCA desfășoară sesiuni de monitorizare în temeiul sesizărilor și din oficiu în conformitate cu legislația în vigoare. În perioada de referință, CCA a efectuat 5 campanii de monitorizare cu privire la aplicarea articolului 7 al Codului Audiovizualului, respectarea pluralismului social-politic în cadrul buletinilor de știri pe perioade cuprinse între 7 și 14 zile și alte 3 monitorizări efectuate în temeiul sesizărilor parvenite la CCA. Cele 3 rapoarte de monitorizare efectuate în perioada 19 februarie, 10 martie 2013, 4, 13 noiembrie 2013 și 10, 20 ianuarie 2014 au testat faptul că în buletinile de știri la majoritatea posturilor de televiziune se fac eforturi pentru a prezenta informațiile echilibrat și echidistant, separând faptele de opinii, iar printre indicatorii principale a gradului libertății de exprimare în mass media audiovizuală, regăsindu-se reflectarea și accesul neîngrădit al partidilor de guvernare și a celor din opoziție la principale televiziuni care produc știri, inclusiv la postul public de televiziune Moldova 1. Pe parcursul anului 2014, CCA a efectuat 2 sesiuni de monitorizare ale serviciilor de programe informative ale posturilor de televiziune, cu excepția celor autohtone, în vederea respectării legislației audiovizuale naționale Republicii Moldova în perioada 18-24 aprilie 2014 și 14-20 iulie al aceluiași an. Potrivit rezultatelor monitorizărilor, în relatarea subiectelor în cadrul buletinelor informative și a emisiunilor informative analitice transmise din Federația Rusă prin intermediul posturilor de televiziune Prime, TV7, RN Moldova și în special RTR Moldova și Rusia 24, se promovează și se intensifică zvonuri neconfirmate, se manipulează prin text și imagini, se utilizează etichetări pentru a discredita și a prezenta într-o conotație negativă una dintre părți, se dezinformează și se manipulează opinia publică internațională, inclusiv cea din Republica Moldova, cu privire la evenimentele din Ucraina, printre tipuri de comentariu și de montaj, în scopul susținerii informaționale a unor forțe separatiste. În cazul postului Rusia 24 s-a recurs la dezinformare directă, limbajul utilizat de prezentatorii postului fiind agresiv până la insulte directe, iar în unele cazuri în știri au fost inserate elemente discriminatorii și defăimătoare, fiind prezentată prin prisma autorilor. Astfel, ca urmare a examinării rapoartelor de monitorizare a serviciilor de programe informative transmise din Federația Rusă, CCA a sancționat cu avertizări publice și amenzi maxime posturile de televiziune Prime, TV7 și RTR Moldova, iar postul RN Moldova i-a fost suspendat dreptul de difuzare publicității pentru o perioadă de 72 de ore și retransmisia canalului de televiziune Rusia 24 a fost sistată pentru o perioadă de 6 luni. În anul 2014, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. În vederea reflectării obiective a alegerilor și asigurării accesului egal al tuturor concurenților electorali la mijloacele de informare audiovizuale, în conformitate cu prevederile articolului 40 din Codul Audiovizualului, CCA a elaborat concepția de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. În baza concepției nominalizate, Comisia Electorală Centrală a aprobat regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la legile parlamentare din 30 noiembrie 2014, mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Consiliul Coordonator Audiovizualului a aprobat 117 declarații ale radiodifuzorilor privind politica editorială în perioada scrutinului electoral.
Astfel, campania electorală a fost reflectată de 106 instituții audiovizuale, 58 de posturi TV și 48 de posturi de radio. 11 radiodifuzori și-au făcut publică intenția de neparticipare la reflectarea campaniei. CCA, cu suportul Consiliului Europei, pe întreaga perioadă campaniei electorale a beneficiat de asistența expertului european Marek Mrațca, coordonator de program al organizației MEMA98 și coautor al metodologiei de monitorizare a radiodifuzorilor, adoptată de CCA la 29 octombrie 2010 și a monitorizat în perioada 20 octombrie-30 noiembrie 2014 în 5 etape reflectarea campaniei electorale în principalele emisiuni informative ale 13 posturi de televiziune. În total au fost elaborate și examinate în cadrul ședințelor publice 6 rapoarte de monitorizare, inclusiv un raport general pentru toată perioada campaniei, care este inclus în raportul de activitate pentru anul 2014. Totodată, ca urmare a examinării rapoartelor de monitorizare și a celor 26 de sesizări parvenite la CCA, au fost aplicate 18 sancțiuni, 8 avertizări publice și 10 amenzi pentru derogări la prevederile regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și a codului audiovizualului comisie de către 8 din cei 13 radiodifuzori supuși monitorizării, care au reflectat dezechilibrat și imparțial scrutinul electoral și au favorizat sau defavorizat unii concurenți înscriși în cursa electorală. În vederea asigurării accesului populației la servicii de programe și în vederea supravegherii respectării cadrului legislativ în activitatea distribuitorilor de servicii, CCA a verificat activitatea mai multor întreprinderi audiovizuale din municipiile Chișinău și Bălți, efectuând deplasări de servicii în 28 de raioane ale țării. Ca urmare acestor controle au fost efectuate 99 de verificări a activității distribuitorilor de servicii și întocmite actele de constatare privind nerespectarea condițiilor autorizațiilor de retransmisie, a listelor de canale și deciziilor aprobate de CCA. Astfel, pe parcursul anilor 2013-2014, Consiliul Coordonator Audiovizualului a intervenit disciplinar și a aplicat pentru încălcarea normelor din domeniul audiovizualului 302 sancțiuni, dintre care 219 avertizări publice, 81 de amenzi, o sancțiune de retragere a dreptului de difuzare a anunțurilor publicitare pentru o perioadă de 72 de ore și o autorizație de retransmisie a fost retrasă ca urmare a lipsei de activitate. Printre realizările perioadei de referință se evidențiază și cea de-a treia sesiune de monitorizare a calității limbii vorbite în mass media audiovizuală din Republica Moldova, cifra 3 acreditând atât tradiția unor astfel de evaluări, cât și continuitatea, consecvența unui proiect de colaborare cu experții filologi de la Academia de Științe a Moldovei lansată în anul 2011. În luna septembrie 2013 au fost monitorizate la calității limbii române 14 posturi de radio. Unul dintre obiectivele pe care și le-a asumat CCA cu 4 ani în urmă era cel de a institui o tradiție în a supraveghea și verifica corectitudinea limbii vorbite în spațiul mediatic, promovând astfel idealul respectului și disciplinii unei vorbiri corecte prin care se definește omul cult. Considerăm că acest fel de monitorizări sunt un instrument eficient și util pus la dispoziția celor care doresc să atingă performanțe în meserie și arta jurnalismului, ori scopul lor nu este de a sancționa, ci de a oferi sprijinul și consultațiile necesare din partea specialiștilor. Conștienți de necesitatea dezvoltării produsului audiovizual autohton, precum și a sectoarelor economice aferente, în beneficiu și interesul publicului și de necesitatea protejării patrimoniului cultural-lingvistic prin echilibrarea ofertei serviciilor de programe, în condițiile în care creșterea numărului de radiodifuzori duce la sporirea programelor achiziționate de peste hotare, CCA a decis să canalizeze o parte din resursele Fondului de Susținere a Radiodifuzorilor în producția audiovizuală. Astfel, pentru a încuraja activitatea radiodifuzorilor care produc emisiuni și investesc în dezvoltarea pieței audiovizuale autohtone, CCA a inițiat desfășurarea unui concurs al programelor de televiziune și de radio din Republica Moldova. Această inițiativă a fost discutată și în cadrul seminarilor zonale teritoriale organizate de CCA în perioada 12-19 iulie 2013. Ținând cont de opiniile și sugestiile radiodifuzorilor, pentru a sprijini producătorii din mediul rural și pentru a cataliza producerea emisiunilor de interes social, Consiliul Coordonator Audiovizual în perioada 24 septembrie-24 octombrie 2013 a organizat concursul de selectare a proiectelor de emisiuni care abordează subiecte și probleme de interes public, producerea cărora urma să fie susținută financiar din sursele Fondului de Susținere a Radiodifuzorilor.
Astfel, în anul 2014, cu suportul CCA, au fost realizate 18 proiecte radio și TV, iar prin decizia numărul 194 din 18 decembrie 2014, CCA a decis a continua susținerea financiară a 10 proiecte de emisiuni de interes public, ce urmează a fi difuzate în 2015 de către acești radiodifuzori. Unul dintre obiectivele importante aflate în vizorul CCA este promovarea diversității și patrimoniului cultural-lingvistic al minorităților etnice. În vederea atingerii acestui obiectiv, CCA a susținut toate proiectele înaintate la concursul sus numit despre și pentru etniile minoritare, astfel posturile de televiziune NTS din Taraclia, ATV din Comrat, AINA CIC din Cea Dărlungă și BASTV din Basarabeasca au realizat o serie de emisiuni în limbile bulgară și găgăuză. Totodată, pentru dezvoltarea unui dialog constructiv și pentru o comunicare directă cu radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, CCA a organizat la Bălți, Chișinău și Comrat 3 sesiuni ale seminarilor zonale teritoriale cu genericul respectarea prevederilor codului audiovizualului și deciziilor normative ale CCA, perspective de dezvoltare a domeniului audiovizual. Aceste seminare au avut drept scop discutarea problemelor cu care se confruntă actorii de pe piața audiovizuală și identificarea soluțiilor. De asemenea, în cadrul seminarilor zonale organizate în teritoriu, toți actorii de pe piața audiovizuală din Republica Moldova și-au asumat și-au recunoscut necesitatea combaterii tuturor formelor de manifestare a intoleranței și importanța promovării stimei reciproce și înțelegerii a diversității și patrimoniul cultural-lingvistic al tuturor etniilor conlocuitoare. Ca urmare a examinării solicitărilor Agenției de Presă Info Primneo și Asociației Radiodifuzorilor Regional Meridian, prin decizie CCA numărul 30 din 28 februarie 2014, Consiliul Coordonator Audiovizualului a alocat resursele financiare necesare din Fondul de Susținere a Radiodifuzorilor în vederea perfectării abonamentelor la produsele media realizate de IPN pentru radiodifuzorii locali, în calitate de suport informativ menit să profesionalizeze procesul de realizare a serviciilor de programe, în special a celor informative. De asemenea, prin decizie numărul 151 din 23 octombrie 2014, CCA a susținut solicitarea companiei publice Găgăuzia Radio Televiziune privind organizarea unui concurs cu genericul 25 de ani a televiziunii din Găgăuzia pentru studiourile de televiziune din autonomie, raioanele Basarabeasca, Taraclie, Cimișlie și Cahul și a alocat din Fondul de Susținere Radiodifuzorilor suma solicitată. Acest concurs a avut drept scop promovarea celor mai importante lucrări televizate și a profesioniștilor din domeniul audiovizual din Găgăuzia. Cu referire la reglementarea domeniului audiovizual, menționăm că în anii 2013-2014 nu au fost operate modificări sau completări la codul audiovizualului, nici la statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului. La data de 5 iulie 2013, intrând în vigoare legea numărul 30 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, adoptată de Parlament la 7 martie al aceluiași an. Totodată, considerăm oportun a menționa următoarele acte cu caracter de reglementare adoptate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Decizia CCA numărul 1 din 25 ianuarie 2013 cu privire la difuzarea mesajelor de sănătate privind promovarea modului sănătos de viață. Decizia CCA numărul 98 din 13 iunie 2013 privind lista serviciilor de programe televizate permise pentru retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia CCA numărul 118 din 11 iulie 2013, prin care a fost modificat articolul 2 al deciziei CCA numărul 51 din 12 aprilie 2007 cu privire la ponderea muzicii autohtone în serviciile de programe ale radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova. Decizia CCA numărul 174 din 15 noiembrie 2013 cu privire la retransmisia serviciilor de programe TVR pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia numărul 38 din 19 martie 2014 cu privire la recomandarea privind utilizarea corectă a denumirilor oficiale de localități în programele audiovizuale. Decizia numărul 84 din 12 iunie 2014 cu privire la condițiile de sponsorizare a emisiunilor pe teme politice și a programelor de știri și corespunderea acestora cu prevederile actelor legislative în vigoare. Și decizia numărul 109 din 25 iulie 2014 cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz la emisiunile televizate.
De asemenea, datele monitorizării campaniei electorale din 30 noiembrie 2014, la care a fost inclusă și categoria gender, au atestat faptul că radiodifuzorii nu țin cont de necesitatea asigurării egalității de șanse și prezenței femeilor în spațiul audiovizual. În acest sens, CCA a adoptat noi modificări la codul de conduită al radiodifuzorilor prin decizie numărul 197 din 23 decembrie 2014. Pe parcursul lunii octombrie 2014, Consiliul Curator Audiovizualului a fost informat despre proiectul legii privind modificarea și completarea legii audiovizualului numărul 66 din 10 iulie 2007 a Uniunii Teritoriale Administrative Găgăuzia. Prin proiectul înaintat se propunea a substitui atribuțiile legale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologie Informației de a elibera licențe de emisie, licențe de utilizare și autorizații de transmisie, inclusiv pentru frecvențe terestre. Am puternici adunarea populară a Găgăuziei cu atribuții de organ de monitorizare și control a respectării de către radiodifuzori și distribuitori de servicii a prevederilor legii audiovizualului din autonomie. A substitui competențele legale ale CCA de a supraveghea respectarea prevederilor legislației audiovizuale de către deținătorii de licențe de emisie și autorizații de retransmisie din regiune. Proiectul în cauză a fost examinat în cadrul ședinței publice CCA din 23 octombrie 2014 și a fost criticat dur de către membrii Consiliului, iar prin decizie numărul 146 CCA a aprobat avizul la proiectul legii privind modificarea și completarea legii audiovizualului și a sesizat președinția, Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generală, Curtea Constituțională și Serviciu de Informații și Securitate în privința acestei inițiative ilegale. Însă, la data de 4 noiembrie 2014, Adunarea Populară Găgăuzii a adoptat legea numărul 328 cu privire la modificarea și completarea legii audiovizualului numărul 66 din 10 iulie 2007 a autonomiei Găgăuzie. Iar la etapa actuală, aceste modificări ale legii nominalizate au fost atacate în instanța de judecată de către Cancelarea de Stat Teritorială din regiune. Acționând în interesul publicului, în vederea sensibilizării acestuia asupra problemelor sociale importante și în scopul asigurării protecției consumatorilor, Consiliul Coordonator Audiovizual, în parteneriat cu mai multe organizații guvernamentale și ONG-uri, a promovat o serie de campanii media, printre care promovarea modului sănătos de viață, promovarea unui internet mai sigur pentru copiii din Republica Moldova, campania de sensibilizare a participanților la traficul rutier, necesitatea instituirii tutelei asupra copiilor separați de părinți, fără ură, donează o șansă, fii mândru că ești voluntar, neglijența provoacă delicvență, informarea cetățenilor despre posibilitatea și beneficiile liberalizării regimului de viză pentru cetățenii Republicii Moldova în țările membre ale Uniunii Europene și altele. Pe plan extern, CCA s-a manifestat activ prin participări multiple la evenimente de nivel național și internațional, prezentări de informații și a contribuit direct sau indirect la implementarea unor proiecte și planuri de acțiuni. Printre realizările perioadei de raport, pe plan internațional s-au evidențiat următoarele evenimente. Semnarea memorandumului de cooperare în domeniul audiovizualului între Consiliul Coordonator Audiovizualului din Republica Moldova și Autoritatea de Radio și Televiziune din Cipru și acordul de colaborare cu Comisia Națională pentru Televiziune și Radio din Armenia. Domnul acordurile... Ciocan, domnul Ciocan. Da. Am o rugăminte. Luând în considerare că majoritatea deputaților au acest raport, raportul va fi pus și pe website-ul Parlamentului pentru societatea civilă și pentru toți cei interesați și luând în considerare o listă lungă de cei care vor să pună întrebări, dacă nu vă supărați, o să întrerupem aici prezentarea raportului și o să trecem la sesiunea de întrebări-răspunsuri. Sunteți de acord? Mă bucur. Domnul Bătrânce, aveți prima întrebare. Mulțumesc, domnul președinte. Prima întrebare o să fie destul de laconică. Dumneavoastră, domnule raportor audiovizualul, ați monitorizat alegerile din 30 noiembrie. Cât a costat un minut de publicitate electorală la telecanalul Prime? Toate declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală în care erau, sunt menționate... O simplă întrebare. Dumneavoastră, dacă nu cunoașteți, spuneți că nu cunoașteți. Eu am să vă spun. Domnul Bătrânce, vă rog frumos, formulați întrebarea, aveți răbdarea să ascultați răspunsul. Okay. Vă rog frumos. Au fost 106 declarații de acest gen ai radiodifuzorilor care au reflectat campania și este evident că nu poți să ții minte toate 106 prețuri, dar pot să vă spun că a fost în jur de 5.000 de euro. Din câte mi-aduc aminte, din declarația care a fost prezentată.
A doua întrebare sau precizare, domnul Bătrâncea? O mică precizare și tot așa laconică, doua întrebare. Corect, 6.000 de euro. 6.000 de euro. Și, respectiv, în raportul OSCE-ului privind monitorizarea alegerilor, acest post de televiziune a favorizat un concurent electoral PD 25 de minute pe zi conform OSCE-ului, ceea ce constituie un calcul simplu 150.000 de euro pe zi. Dumneavoastră, într-adevăr, ați luat atitudinea și ați sancționat prezentul post prime cu 5.400 de euro, ceea ce este egal cu 3 secunde, 5.400 de lei, ceea ce este egal cu 3 secunde de cost electoral la unui minut. Adică, absolut firesc că dumneavoastră, în cazul de față, nu ați atras la răspundere telecanalul Prime. Și a doua întrebare. Cum ați sancționat la fel canalul 2, canalul 3 și Publica TV, care în raportul OSCE-ului tot au favorizat un concurent electoral pe PDM? Mulțumesc! În primul rând, corect ați menționat că am sancționat acea amendă maximă de 5.400 de lei, care este prevăzută de legislația actuală, de codul audiovizualului. Pentru că problema sancțiunilor și eficiența acestor sancțiuni a fost discutată nouă dată și noi ne-am expus pe marginea acestor sancțiuni că ar trebui să fie modificată legislația astfel încât să fie majorate aceste sancțiuni și să fie proporționale încălcării care sunt efectuate de către radiodifuzori. De asemenea, să fie scoasă această aplicare acestor graduală, acestor amenzi. În ceea ce privește celelalte posturi de televiziune care le-ați menționat, absolut toate posturile de televiziune monitorizate de către Consiliul Coordonator Audiovizual în perioada electorală și au fost și aceste posturi de televiziune monitorizate, au fost sancționate conform prevederilor regulamentului de reflectare a campaniei electorale pentru favorizarea unui concurent electoral. Și am menționat în raportul meu că din cele 13 posturi de televiziune care au fost monitorizate de către Consiliul Coordonator Audiovizual, 8 dintre ele nu au reflectat echidistant și imparțial campania electorală, fapt pentru care au fost sancționate. Vă mulțumesc frumos, o precizare, domnul Bătrâncea. O scurtă precizare, dumneavoastră, audiovizual, aveți instrumente și pârghii suficiente și avem cazuri și precedente când ați retras și licență la NIT, când ați tras la răspundere penală și ați suspendat pe 3-6 luni transmisiunea și așa mai departe. Însă în acest caz, dumneavoastră, probabil că nu ați observat încălcări cu mult mai serioase și respectiv dumneavoastră v-ați transformat într-o unealtă politică și de serviți guvernare. Mersi. Nu. Cum considerați? Dacă vreți să răspundeți, să răspundeți. Asta este. Dacă nu este concluziile deputatului. Domnule deputat, dar eu pot să... Bine, nu comentez atunci. Domnul Țerdea, vă rog frumos, prima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Am o următoare întrebare. Spuneți-vă, rog, cine și cum a autorizat IGB-ul să măsoare audiența TV? De ce operatorul nu e selectat prin tender ca în alte state civilizate, inclusiv europene? Și de ce nu veniți cu inițiative legislative și demersuri concrete la acest capitol? Mulțumesc! Referitor la măsurătorul de audiență, deci legislația actuală nu prevede asemenea competențe Consiliului Coordonator al Audiovizualului, dar despre problema măsurătorului de audiență s-a discutat nu odată, că într-adevăr avem nevoie să fie un măsurător obiectiv pe piață și noi nu suntem împotriva acestui fapt, dar într-adevăr ar trebui să fie modificată legislația care să prevadă și un mecanism în care ar fi desemnat acest măsurător pe piață și prezentarea rapoartelor de către acest măsurător, astfel încât să putem aplica și alte principii, precum principiul mascherii în audiovizualul din Republica Moldova. Mulțumesc, domnul Țerdea, a doua întrebare sau precizare? Da, aici o precizare și apoi o întrebare de cea doua. Mulțumesc că cel puțin recunoaște existența problemei, dar întrebarea a fost de ce n-ați venit cu inițiativă legislativă la acest capitol. Stimate domnule Țerdea, potrivit Constituției, Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu are dreptul la inițiativă legislativă. Vă aparține și puteți să faceți propuneri. Vă rog frumos, a doua întrebare. Eu vorbesc de inițiative publice. A doua, de ce CCA acceptă monopolul celor 7 radiodifuzori despre care presa a scris în enumărate rânduri că sunt ai lui Plahotniuc și care astfel încalcă articolul 66 alineatul 3 al codului audiovizualului. Eu nu zic pe ce niște demersuri de la dumneavoastră, dar situația este așa cum este. Cum explicați?
În primul rând, pot să vă menționez că la momentul de față nu există un radiodifuzor care ar încălca pe piața audiovizuală, nu există un radiodifuzor care ar încălca prevederea articolului 66 din codul audiovizualului, care prevede că orice radiodifuzor poate deține până la 5 licențe de emisie pentru 5 servicii de programe. Referitor la monopol, noi întotdeauna mi-am spus pentru modificările codului audiovizual în ceea ce privește transparența în proprietatea mass media, pentru a vedea cu adevărat cine este beneficiarul final și de a face ordine sau o claritate în această problemă. Și din câte cunoașteți, acest proiect de lege a fost aprobat în prima lectură și sperăm că în viitor apropiat va fi aprobat într-a doua lectură, astfel încât să ofere pârghii Consiliului Curator Audiovizualului de a solicita asemenea informații și de a avea informația de pline privind proprietarea acestor posturi de televiziune. Vă mulțumesc, domnul Țăr, de precizare. Eu m-am referit la 7 radiodifuzori, nu la 5, sub același paravan. Asta e 1. Și 2, eu după câte știu, în aliniatul 3 al codului audiovizual se vorbește clar de 2 radiodifuzori cel mult. Dumneavoastră, acum iarăși încercați să manipulați cu termenii. Mulțumesc. Deci nu dați un răspuns clar. Eu vă mulțumesc, stimate domn deputat, totuși eu am să concretizez. Articolul 66, la care v-ați referit din codul audiovizual, prevede că o persoană fizică sau juridică nu poate fi acționar majoritar decât în cel mult 2 radiodifuzori. Iar fiecare dintre acești radiodifuzori nu poate deține cel mult 5 licențe de emisie. Vă mulțumesc frumos pentru precizare. Domnul Valeriu Munteanu, poftiți. Valeriu Munteanu, fracțiunea Partidului Liberal. Eu am două întrebări, una ușoară și una foarte ușoară. Prima întrebare. Articolul 11 din lege din codul audiovizualului spune foarte clar, vorbește despre protejarea patrimoniului lingvistic și cultural național. Articolul alineatul 3 prevede sau prevedea, îmi greu să apreciez acest lucru, că din 2010 toată producția în proporție de 80% trebuie să fie autohtonă. Evident că nu programele informative, nu este respectat acest lucru, nu există instrumente ca să determinăm acest lucru și ați făcut un lucru bun din punctul meu de vedere, o decizie în 2013, ca cel puțin acest raport să se ridice până la 30%. Nu regăsesc aici în raportul dumneavoastră cum ați monitorizat acest lucru și care au fost eforturile pentru ca producția informativă să fie autohtonă, pentru că suntem invadați de producție rusească, care, după evaluările pe care le-ați spus dumneavoastră, este covârșitoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul deputat, pentru întrebare. Nu ați găsit informații suficiente, vă explic de ce, pentru că acea inițiativă noastră și acea decizie 185 din 28 decembrie 2012, la care v-ați referit dumneavoastră, imediat ce a fost adoptat, a stârnit un val de mulțumiri în rândurile unor radiodifuzori care au și atacat o instanță de judecată, iar o decizie finală în privința acestei decizii, ce au obținut-o în luna septembrie, abia în luna septembrie anului trecut, și atunci, aflându-ne în perioada campaniei electorale, deci ne-am axat pe monitorizarea campaniei electorale, iar la moment pot să vă spun că deja se monitorizează 17 posturi de televiziune privind respectarea acelei decizii privind ponderea volumului de produs autohton în serviciile de programe. Și ulterior vom veni cu rezultatele monitorizării în ședință publică. Precizare sau a doua întrebare, domnul Munteanu? Da, vă rog frumos. Este adevărat, aveți perfectă dreptate și acest lucru se întâmplă în Republica Moldova, pentru că avem în Parlament mai mulți legiuitori, am avut și avem mai mulți legiuitori care greu disting activitatea de operatori în acest domeniu al audiovizualului și mandatele sale de deputat care le-ar fi dictat să acționeze cu totul altfel. Și cea de-a doua întrebare pe care am catalogat-o foarte ușoară. În legea cu privire la publicitate veche din 1997 stipulează foarte clar că publicitatea nu trebuie să contravină intereselor statului. Spuneți-ne, vă rog frumos, dumneavoastră, în situația în care noi, în perioada campaniei electorale, am avut publicitate în care a apărut liderii doi lideri a unui partid, mai exact Zinaida Greceanu și Igor Dodon, alături de Vladimir Putin, care este președintele Federației Ruse, și Federația Rusă, care ține în continuare o parte din teritoriul nostru sub ocupație, o parte ne face embargouri și multe alte
neplăceri acestui teritoriu. Spuneți-ne, vă rog frumos, cine apreciază sau dacă aveți instrumentele necesare, pentru că din punctul nostru de vedere, o astfel de publicitate contravine intereselor statului. Dacă dumneavoastră ați catalogat așa această publicitate și care au fost eforturile ca să contracarați această proliferare a unei astfel de publicități. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare, stimate domnule deputat. Nu avem pârghii asupra sau instrumente privind aplicarea acestei legi, întrucât responsabil pentru implementarea legii cu privire la publicitate la care v-ați referit este Consiliul Concurenței și asta este expres prevăzut în dispozițiile generale ale legii.